Da. Revenind la farul, Gică, proiectul continuă mai departe, atrageți în continuare sponsorii, pardon, partenerii, acționari, e adevărată povestea că va veni și Portul Constanța din ianuarie? Eu știu că a venit Rivaldinho, atâta. Un străin din Brazilia, fotbalist mare, care a venit și a crezut în clubul nostru, un partener care crede în farul și ăsta e lucru fantastic pentru noi, un lucru care s-a întâmplat. E bine să vorbim de lucrurile care s-au întâmplat, nu de ce poate fi azi, mâine sau poimine, de asta nu-mi place să vorbesc. Mie îmi place să vorbesc de lucrurile când se întâmplă, când se fac și atunci, bineînțeles că ai de zis concret ceva. M-am zis că eu sunt tip concret și îi mulțumesc lui Riva pe această cale pentru că a avut încredere în farul, în mine și în farul, că putem crește, putem să ajungem să fim un club foarte bun. Uh-huh. Am înțeles, deci n-ai vrea să vorbești despre ce va fi. Eu îmi doresc să am parteneri puternici, v-am zis înainte că e nevoie de bani și e nevoie de parteneri puternici ca să devină un club foarte puternic. Îți menții filozofia de a rămâne cu pachetul de 10% sau că mai auzeam niște discuții că la 50% s-ar putea să te oprești și să rămâi tu cu 50%? Sau îți menții ce ai spus? Că nu, domne, eu vreau să rămân cu 10% și să-mi văd de partea tehnică. Vreau parteneri puternici care să facă din farul un club puternic care să devină european. Dacă se poate. Să devină un club european. Și în România se bată cu cele mai bune cluburi. Pentru că totdeauna în orice țară există 3, 4, 5 cluburi foarte puternice. Deci acolo e gândul meu, gândul conducerii. Cu toții muncim spre direcția asta și sperăm să o facem.